alergi. Bun. Eu zic bună ziua și venirea voastră. V-am invitat astăzi la o ședință extraordinară pentru a vă prezenta o serie de documente foarte importante care vizează aspecte diverse a administrației locale și vreau de la început să... Da, vreau de la început să ne cantonăm pe tematica pe care am propus-o. Nu vreau să vorbim mult și fără rost, vreau să fim ordonați cât se poate de corect și principial. Fără jigniri, fără tot felul de apostrofări, fără lucruri care să ne declaseze și nici cum să ne ridice în fața oamenilor. Deci, aș propune să veniți cu nominalizarea președintelui ședință. Da, eu. Vă rog. Domnul Dragă. Dragă. Mai există alte propuneri? Gata. Gata. Domnul Dragă. Domnul Dragă. Stai. Toți? Da. Începători, ca să-i obișnuiți, nu? Deci să zic, bună ziua, vă mulțumesc pentru propunere, unde nu știm ceva, vă rog să mă ajutați. Așa, vă rog, cum ceva, vă rog? Vă rog să vă dezbat fiecare, le prezint. Deci un proiect de hotărâri privind modernizarea, modificarea organigramei și a statutului de funcționare ale aparatului de specialitate al primăriei Comunei Urechei, Județul Bacău. Da, o să da. Deci o să încerc să dau explicații și eu la capitolul ăsta, dar și domnul secretar, dacă este cazul. În sensul că... Încercăm, știți foarte bine, să... atragem persoane pregătite cu care să putem lucra în condiții foarte bune pentru ocuparea funcțiilor vacante la Primăria Urechești. Una din problemele cu care se confruntă lumea este salariul mic și nu prezintă un deosebit interes din partea oamenilor bine pregătiți. Tocmai de aceea consider că și reașezarea în structură la funcțiile care sunt libere, în așa fel încât să permită o încadrare și din punct de vedere financiar, mulțumitoare, este absolut necesară. Deci, pentru asta propun ca funcția de consilier clasa 1-a, deci transformarea unui consilier de clasă din debutant, care este deci începător și nu prezintă interes pentru a fi ocupat, să-l transformăm în consilier clasa 1-a, totul e cu superior, da, cu studii superioare și în felul ăsta sperăm că reușim să atragem pe oameni cu mai multă experiență, capabil să facă treabă serioasă. La fel de dificil este și ocuparea postului de contabil. Aici, știți foarte bine, am reluat concursurile, nu s-a prezentat nimeni aproape, cei care veniseră nu întruneau condițiile legale și a trebuit să facem propuneri da. Pentru reluare. Deci, vă rog să aveți în vedere faptul că trebuie să găsim formule de a stimula pe cei care vor să găsească un loc de muncă, dar totodată trebuie să facem în așa fel încât și ei să aibă satisfacția financiară care să le dea și un statut social, dar totodată și o mulțumire interioară. Vă mulțumesc. Deci, mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fizabilitate și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții, eficientizare sistemelor de încălzire la sediul primăriei Comunei Urechești, Județul Bacău, cămin cultural Urechești, dispensar medical din sat Urechești, sala de ceremonii. Încercăm totodată, prin proiectul ăsta de care domnul președinte făcea referire, să depunem solicitarea la Fondul de Mediu pentru o finanțare, pentru proiectul cu energie verde și are ca principal obiectiv asigurarea încălzirii
termice, dar și de energie electrică prin panouri fotovoltaice, pentru ceea ce reprezintă sediul administrativ aici, în zona centrală, instituțiile care sunt una lângă alta. Mi se pare că este o necesitate reală, având în vedere faptul că se cheltuie mulți bani cu încălzirea, mulți bani cu energie electrică. Este și o necesitate, să spunem, obiectivă din perspectiva protecției față de mediu, având în vedere faptul că se folosește mult lemn și la încălzire. Și credem că sunt șanse reale să meargă, să iasă proiectul. Noi, având o anumită experiență, a mai fost depus odată în programul vechi, dar el nu s-a mai finanțat din cauza că s-a stopat, efectiv, finanțarea prin acel program. Deci s-a reluat în perioada asta. Termenul este de 14 noiembrie. Cei cu care lucrăm să facem documentația își vor primi, să spunem, onorariul după ce se constată că proiectul este finanțat. Nu dăm absolut nimic decât în momentul în care se finanțează. Nu se finanțează, nu se plătește absolut niciun leu la nimeni. Ca să știți toată treaba asta. Da. Mi se pare că este nevoie, încă o dată repet, nu cred că și dintr-o dumneavoastră puteți fi împotrivă în condițiile în care tot efortul ăsta, să spunem, ar avea ca efect direct atât economiei de resurse financiare, dar și impact asupra mediului. Este o necesitate absolut fundamentală. Deci cam asta ar fi discutat aici. Da, mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului modernizare drumuri sătești de interes local în comuna Orechești, județul Bacău. Aici vreau să vorbesc mai mult. Și pot să spun așa. Prin măsura 7.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală, suntem în faza finală și sunt șanse foarte, foarte mari ca până la sfârșitul anului să semne și contracte de finanțare. Am fost verificați în teren, așteptăm să întocmească raportul final, după care să se treacă la etapele de întocmirea proiectului tehnic și de contractare și licitare efectivă a execuției. Proiectul vizează satele Urechești, Cornețel și satul Nou, cel care duce la satul Nou. Prin proiectul ăsta pe care vi-l propun acum, de fapt, are ca principal scop întocmirea documentației tehnico-economice la celelalte străzi care nu au făcut obiectul, deci la celelalte străzi care nu au făcut obiectul proiectelor anterioare și care și ele trebuie rezolvate, pentru ca, începând de anul viitor, să le depunem prin Programul Național OG28, dezvoltarea infrastructurii locale. Deci trebuie întocmită documentația tehnică, în așa fel încât să rezolvăm treaba. Înseamnă o etapă de parcurs, înseamnă un efort clar pe care trebuie să-l facem. Documentația va fi făcută în așa fel încât fiecare stradă pe care o avem, când avem o denumire stradală, va avea documentația tehnico-economică a ei și vom putea merge etapă cu etapă în așa fel încât să reușim să le implementăm în mandatul ăsta cât se poate de mult. Nu spun că se vor face 100% toate, dar încercăm să implementăm cât mai mult cu putință. Da. Zic că încă o dată nevoia este reală, problemele sunt multiple la capitolul ăsta și cu siguranță că și oamenii, dacă vor vedea că le mișcăm, vor fi mulțumiți. Nu discutăm de cât va face, deocamdată se întocmească documente și atunci vom afla exact cât este valoarea totală a proiectului efectiv de implementat la capitolul construcției de drumuri. Cam atâta, mai departe. Deci un proiect de hotărâre privind aprobarea externalizării serviciului de contabilitate din cadrul aparatului de sp-
specialitatea primarului Comunei Urechești, județul Bacău. Bun. Așa cum spuneam mai devreme, există o problemă la capitolul angajări de personal, plecat de la faptul că salariile în sistem sunt foarte mici. Tocmai de aceea suntem nevoiți în etapa asta să recurgem și la externalizarea serviciului de contabilitate pe o perioadă foarte scurtă, sper eu, în așa fel încât activitatea să poată să se deruleze în condiții optime, să putem încheia situația la sfârșit de an, dar totodată să ne dea posibilitatea să găsim și formule prin care să angajăm un om cu care să putem lucra în condiții optime. O să scoatem din nou la concurs postul. E adevărat că e o procedură mai lungă și va mai dura și tocmai de aceea suntem nevoiți să externalizăm activitatea pe o perioadă scurtă până la angajarea pe post a unui contabil așa cum este prevăzut în structura de personal. Deci nu cred că nu veți fi de acord, având în vedere faptul că nu putem să mai stăm în felul ăsta. Am organizat de două ori concurs, nu s-au prezentat cei care trebuiau să prezinte, nu prezint interes. Deci am mers inițial, să vă dau o explicație. Inițial am cerut vechimii 5 ani de zile, considerând că trebuie să aibă un minim de experiență cu care să poată opera. Nu s-a prezentat. A doua oară am spus, mă, hai să încep cu debutant, absolvenți din anul ăsta sau de anul trecut, care să poată să intre în sistem. La fel, nu au fost interese, lumea a spus, domnule, salariul e prea mic, nu ne putem angaja la un asemenea salariu și totodată volumul foarte mare de muncă. Tocmai de aceea zic eu că suntem nevoiți de o perioadă relativ scurtă, sper, să externalizăm activitatea. Deci un proiect de hotărâre mai avem aici privind aprobarea acordului de participare la programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, da, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor de clasice de încălzire. Beneficiarii, da, unității administrative teritoriale, instituții publice și unității de cult. Da. Da, sunt două hotărâri, așa cum le cere ghidul, pe care noi trebuie să le discutăm și să le aprobăm. Și nu cred că mai trebuie completat prea mult, în condițiile în care eu deja am explicat ceea ce am arătat mai înainte. Da? Avem un referat privind rectificarea bugetului local pe 2016, pe anul 2016. Da. Rectificarea bugetului local vizează școala. Deci e vorba de 10.000 de lei la partea de venituri și 10.000 de lei la partea de cheltuieli pentru a asigura sumele necesare salarizării profesorilor și învățătorilor de la școala Urechești. Mai există o solicitare depusă. Dar până la solicitare mai spun ceva. Am depus la Ministerul Dezvoltării documentația tehnico-economică pentru rețeaua de canalizare. Am redepus din mai multe ori, așa, fac câteva precizări. Faptul că cu toții din județul Bacău facem parte din ADIB, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, automat suntem cuprinși în acel master plan și în planul de investiții al ADIB-ului, ne pune într-o situație relativ bună, nu foarte bună. În sensul că, așa cum este structurat în master plan, Urecheștiul ar avea posibilitatea să-și, sau Urecheștiului ar trebui să-i implementeze canalizare între 2020-2030. Ceea ce nu mulțumesc pe nimeni.
extrem de rigizi sunt cei de la Adib, dar nu Adib, în special Crabu. Crabu, Adibu are destul de deschidere. Și chiar Adibu este într-un relativ, să spunem, conflict cu Crabu, pentru că Crabu fiind societatea care se ocupă de gestionarea apei în județul Bacău, cei de la Crab practic nu sunt atât de permisivi în a accesa și alte programe, comunități. Și suntem într-un cerc vicios când ei te duc în perspectiva 2020-2030, 1. Prin finanțarea europeană la programele de dezvoltare rurală, iar și este o problemă, că fiind în ADIB și făcând parte din structură, unde sunt stipulate într-un master plan anumite chestiuni, îți dă, sau nu-ți mai dă șansa să accesezi proiectul finanțare europeană pe canalizare. Noi mai având o mică problemă, în sensul că unul din indicatorii pe care cei de la AFIR, mă refer la finanțare europeană, o cer, este populația. Dar poate și asta s-a rezolvat dacă ar fi mai multe deschideri din partea celor de la CRAB. Bun. Toate astea m-au determinat în mod clar să iau măsuri și să încercăm etapa ultimă, de fapt, a finanțării prin OG28, Programul Național de Dezvoltare Locală, fiind, de fapt, singura posibilitate reală ca într-un timp relativ scurt să putem implementa proiect de canalizare. Deci eu, sincer, le văd așa. Pe primul loc, perspectiva banilor prin OG28, deci Programul Național de Dezvoltare Locală, după care cea europeană, dar acolo e relativă, în condițiile în care sunt niște lucruri clar definite și peste care nu poți să treci. Și abia în ultimul rând, perspectiva ADIB. Adică să nu așteptăm sub nicio formă 2020-2030. Ca să fim sinceri cu poporul. Ca oamenii să înțeleagă și să-și dea seama că nu suntem indiferenți la problema asta. Sub nicio formă. Da, sunt solicitări. Da? Și indiferent ce s-ar spune sau ce s-ar comenta, cred că cel mai corect este ceea ce spunem real, deschis, transparent, în fața oamenilor. Bun. Să mai spun ceva. Nu e vorba de populism. Nu e vorba de interese electorale. De fapt, este vorba de un mod de a ne deschide, așa cum am făcut-o permanent, față de toate instituțiile aflate pe teritoriu. Una din instituțiile aflate pe teritoriu, dar de foarte mare importanță, este biserica, căreia, sau cărora, în permanență le-am oferit sprijinul atunci când s-a putut și când ele au solicitat. Pornind de la reparații de biserici, continuând cu picturi de biserici, continuând cu construcții de biserici noi, acum, există o solicitare din partea parohiei de la Cornețel, biserica de la Cornețel, prin care dânsii își exprimă clar nevoia unei instalații de termoficare, deci o centrală. Biserica fiind mare, nu dovedește cu sistemul pe care l-au ei acolo să-și asigure încălzirea și cer în mod clar să le dăm o mână de ajutor. Zic eu că este și nevoie, pentru că cei care sunt acolo sunt oameni în vârstă, majoritatea. Tinerii prea puțin merg la biserică. Și trebuie să facem în așa fel încât să aibă și un grad de confort satisfăcător. Deci uman, moral, suntem obligați. Suntem obligați într-o altă perspectivă. Dacă lumea și-ar permite cu venituri pe care le au, sigur ar face-o într-un mod cât se poate direct și fără dependența de administrația locală.
dar cu siguranță că oamenii săraci nu își permit atât de tare. Nu că suntem noi atât de săraci. Aș minți să zic că suntem foarte săraci, dar noi suntem nici pe departe foarte bogați. Vă spuneam, pentru un clasament a sărăcii, suntem de la jumătatea medie, așa, de la medie câte sunt. Și, deci, consider că nevoia lor este cât se poate de umană și de justificată și trebuie să le dăm oamenii ajutor. Deci, încolo, aș dori să vă, cine are dispus ceva să spună sau să întrebe și insist, nu vreau o ședință lungă în care să țipăm fiecare cum ne vine. Vreau o ședință civilizată, principială, corectă, aplicată și după care să închidem cu vot. Da? Mulțumesc. Da, păi atunci, discuți. Da, cine să scrie pentru... Pisicară, da? Da. Unul de rău, da? Da? Altcineva? Da, înainte aș mai spune, că mi-e domnul Bărcea. Da, spune domnul. Ca să mai... Vreau să înțeleagă toată lumea un lucru. Activitatea de consilier local este o activitate permanentă. Nu este activitate nici la serat, nici la fără frecvență. Este o activitate la zi. Dacă este o activitate la zi, cer tuturor să fie prezenți la ședința de Consiliu Local la zi. Pentru că la fără frecvență nu se poate face administrație locală. La fără frecvență se face, nu știu, poate învățământul nu știu de care sau nu știu ce, dar la administrația locală are nevoie de prezență zilnică. Sau atunci când este absolut necesar. Și vreau să fie tratată administrația locală și prezența la ședințe, în mod foarte serios, nepolitizată, și aici regret faptul că doi reprezentanți de la PSD nu sunt astăzi în ședință. Deci activitatea de administrație, sau trei, mai rău, de administrație locală presupune prezență. Prezența din partea fiecăruia. Și mai e o chestiune. Prezența în ședințele de Consiliul Local înseamnă și respectul față de oamenii care i-au trimis pe fiecare aici. Acei alegători care în urmă cu 6 luni de zile puneau o parafă, o ștampilă. Și indiferent cine sunt, oamenii să fie prezenți aici. Da? Nu mai vreau fără frecvență, nu mai vreau seral, nu o să mai fie ședințe la seral, vă spun sigur. Ședințele vor fi la ora 10. La seral nu vor fi ședințe. Seral nu se mânc după amiază. Da. După amiază. Eu nu fac, eu am învățat școală. Dimineața. Așa, dimineața. La seral am învățat. Școala a fost la seral la dumneavoastră. Deci fac învățăți după de... Și ședința de zi. Asta e obiecția. Dacă ați făcut la seral, ați spus atunci cum e bine ce ați făcut la seral. Și acum vreți să faceți totul la zi, domnul primar. Vă mulțumim, domnul primar. Fără populism. Chiar ați reușit să ne ridicați. Hai să păstrăm, vă rog. Să mai scrie cineva la... Andrei, vrei să te scrii la... Să comentezi ceva? La urmă, da? La urmă un pic. Deci acum... Acum dăm pe proiectul care să... Să mai insiste asupra mea cu propunerile astea, cu vorbele astea de... Asta e provocare. M-ați provocat. Andrei, hai gata, hai să discutăm pentru... Atunci îi dăm cuvântul domnul Pisicaru, da? Mulțumesc, domnul președinte. Referitor la cererea trimisă de către Biserica Fărnățel, ajutorul pentru încălzi, pentru cumpărarea unei centrale. Noi ce trebuie să cum procedăm? Ni s-a cerut să ajutăm cu niște bani sau noi ne ocupăm de a cumpăra centrala, o monta și dacă ajutăm noi cu niște bani, cam în câte procente, cât ar fi la sută din ajutorul acordat bisericii. Așa. Iar al doilea punct, deci rectificarea asta de buget de 10.000 de lei. Eu am fost cu doamna, cu colega doamna Dragu la o ședință la școală și domnii profesori în frunte cu doamna directoare a cerut decontarea transportului. Mă gândeam că poate se referă, dar domnul primar deja a spus că pentru sau poate se referă la asta. Aici salarii. Bine, am auzit. Nu, mă gândeam că deci dânșii au cerut decontarea transportului și au mai cerut prezența poliției locale când copiii își încheie orele de curs. Pentru că este absentă prezența poliției.
Iar referitor la Alante, au venit prea repede, prea toate hotărârile, toate proiectele. Nu știu, mai vedem. Da, mulțumesc. Atâta, nu? Da. Domnul primar, puteți da un răspuns la... Deci, solicitarea era de 20.000 de lei. Deci, un an de pentru centrală. 200.000. Max. Asta în funcție de cât este. În funcție de cât va costa la modul concret investiția respectivă. Deci, noi dăm bani. Da. Se estimat. La ei. În funcție de situațiile de lucrări, în funcție de... Noi dăm bani. Așa. Și... legat de școală, salariile, sau această rectificare vizează salariul, da. Iar pentru transport o să fie rectificarea următoare care trebuie să se producă și acolo o să-și primească și bani pentru transport. Și în legătură cu, s-a mai referit la poliția locală ca să fie... Au mai fost deci prezență la, la cursuri. Deci, la deci nu le-a cerut nimeni, nici deci și au venit cu... problema. S-a discutat da, în... Da, da, s-a discutat. Am înțeles. Da. Era și dânsa prezentă, da. Nu-i nicio... Da. Deci da. Au constatat lipsa poliției locale. Da. Noi normal am avut o discuție. Deci poliția locală, locală a stat în zona școlii de foarte multe ori. Nu poate nu în fiecare zi, dar a stat sigur. Da. Și o să stea în continuare. Da. Așa. Deci acum... Domnul Bureau. Domnul președinte, vreau să fac referire la aceeași chestie, da. În ceea ce privește centrala de la biserică, la, la Cărnățel. Așa. Însă suma care s-a vehiculat mi se pare un pic mare, pentru că dacă o luăm cu amănunt, o centrală în momentul de față în jur de 35-40 de milioane, plus materialele de consum, plus manopera, deci s-ar duce în jur de 90 de milioane, 9.000 de lei. Mă rog, asta e o discuție, da, dar să fiu sincer, este strict necesară, este, pentru că eu mă mai duc la biserică, așa, chiar ieri a fost, vă spun, îngheață lumea de frig, oameni, Mihail, îl știți, sunt oameni bătrâni, așa, care abia merg și stau și îngheață de frig. Au o sobă într-un colț acolo, care nu mai este în stare de funcționare și să stai cu radiatoare pe timp de iarnă, nu se poate. Aici trebuie să fim îngăduitori, trebuie să fim oameni care să înțelegem că este un necesar. Și eu, ca să nu fiu părtinitor, vreau să vă spun o chestie. Eu aveam, i-am arătat și lui colegul, eu aveam scris aici și pentru biserica de la Orecheș, și pentru biserica, pentru toate locurile, lăcașurile sfinte, aveam în gând aceste proiecte. Ei, acum, dacă toți suntem oameni credincioși și vrem să facem ceva, nu trebuie să luăm pe seamă, hai, că poate pune și părintele. Da. Deci eu n-am fost numai într-un singur loc. Am să fie în toată, să nu facem discriminări, să nu fie discuții, că toți suntem locuitori acestei comuni. Și atunci cred că niciunul dintre noi colegii nu are acest să opună la o asemenea problemă. Eu vă mulțumesc frumos. Transparent. Da, spuneam în primul loc. Da. Păi n-am fost. Încerc scuze, că m-am atenționat că Slobozia are, dar n-am mai spus că nu am fost în Slobozia. Trebuie să vă spun următorul lucru. Plata se va face către biserică în funcție de situațiile de lucrări pe care le vor întocmi, cu documentații tehnice economice, și să nu existe discuții cu absolut nimeni. Limita o stabilim împreună, ei au solicitat 20.000 de lei, noi o să stabilim maxim cât se poate acorda, dar, repet, nu se dau bani decât în baza dosarului clar și a situațiilor de lucrări să nu am discuții. Deci nu se dă bani fără justificare. În baza proiectului. Poate fi și în două tranșe, dacă e cazul. Da. Da. Mai. Doamna Dragu. Da, mulțumesc. Tot în legătură cu solicitarea de la biserică, vreau să întreb dacă, da, s-a discutat înaintea mea, dacă Consiliul Local, Administrația Locală participă cu tot banii, toți banii sau și din partea comunității și a părintelui. Dar s-a dat de înțeles că primăria o să suporte toate cheltuielile. Cu siguranță că primăria va fi cea care trebuie să suporte. Că da. Se vor aduna și de la oameni anumite sume, nu știu. Mai ales că s-a și specificat acolo cât vor. Da. Și mai avem o discuție cu domnul cu părintele și astea să vedem. Da. Și tot la ședința care am participat la școală, la sala sportivă de la Cărnățel, lipsește instalația electrică. Deci nu există instalație electrică la sala de sport. Și la grădiniță, la grupurile sanitare. Deci,
nu funcționează. Deci la grădiniți nu funcționează și la sala de sport nu există. Da. Atât. Cam asta. Da? Te-ai putut până la urmă? Da, domnul Andrei. Sunt de acord cu centrala la biserică și aș dori, poate s-a pus suma mai mare, trage și în casa praznicală, două calorifere. Deci nu numai în biserică. Exact. Deci ar trebui și în casa praznicală. Eu am fost de acord, mă lăsați să vorbesc, întotdeauna cu biserica. Am aprobat și când s-a schimbat acoperișul la biserică, la Cornățel. Am fost consilier, s-a zis că a fost toți consilierii, deci nu primăria face. Dacă făcea primăria singurul, dădea bani, nu ne mai cerea nou acordul. Deci cu acordul, Consiliul Local, deci vreau să înțeleagă cetățenii din Comuna Urechești, că fără acordul Consiliului Local nu se poate face nimic. Deci toți consilierii contribuie la, își dă votul pentru biserică, toți merg la biserică, toți sunt credincioși. Așa. Să nu se interpreteze că domnul primar la început a zis că nu face populism, nu știu ce. Nu-i populism, domnul. Toți consilierii locali. Și la inaugurare poate să fie invitat și toți consilierii locali, cum se face. Întotdeauna numai o parte din ei. Eu cred că de obicei a invitat părintele. Da, da, așa e bine. Oricum mergem și... Deci sunt de acord. Sunt foarte de acord și aș menționa să dăm suma să fie aceea, dar să ducă și în două calorifere. Cu închide, domnul Lungu, dacă tot ia poate să... Multe, da. Hai, când se face cazul planical, e treaba ok. Mai e problema. Mai aveam, acum, punctul 2. Ăsta a fost în referitor cu încălzirea la primărie, în proiectul respectiv, vreau să întreb domnul primar dacă mai trebuie o altă sursă de încălzire separată, că eu înțeleg, instalația funcționează, se forează pompe de căldură, dar apa trebuie încălzită. Dacă în pământ și scoate, la o temperatură nu scoate mai mult 30 de grade. Da. Aș vrea să știu dacă mai folosim și altă. Deci sursă. E altă sursă. Că trebuie, normal, și altă sursă de îmbunătățire pentru așa ceva. Deci să nu fie două costuri suplimentare. Să... Deci studiu, deci era bine să ne prezentați un proiect. În fine, noi am mai avut discuția cu 6 ani despre așa ceva. Am fost de acord, sunt de acord și acum nu se pune problema. Punctul numărul 3, luăm la rând așa, în legătură cu schimbarea. Noi toți schimbăm aici, din debutant, din aia. Nu vine, domnule, hai să o luăm așa. Nu vin aici, de ce nu vin? Poate nu le place ambianța în primărie, Urechești. Da, și atunci... Așa. Eu nu sunt de acord totuși cu externalizarea, adică să dăm contabilitatea în altă parte. E bine să fii salariat din comună. Nu ne-ați prezentat mai departe. Deci dăm în altă parte, așa, o să vină să ne prezinte doamna contabilul respectiv? Nu. O să aveți dumneavoastră dreptul de ștampilă. Cum se procedează? Vreau să ne explicați exact cum se procedează. Noi, ca să aprobăm, îl dăm, bine, îl dăm în altă parte, serviciul respectiv. Vreau să văd pe parcurs ce urmează. O să vă explice, domn primar, dacă asta vreau o explicație pentru... Da. Așa, ce mai aveam pe... Că trebuia discutat fiecare în parte, dar în fine. E, cam atât am avut de spus. Haideți să spun. Vreau un răspuns și nu e nicio problemă. La capitolul personal. Păi eu nu prea sunt de acord cu dumneavoastră, domnul consilier. Dacă stau și mă gândesc atent, așa, toți oamenii ăștia au 10 de ani de primărie Urechești. Și nu cred că a fost un climat care să nu permite ca unul să se dezvolte profesional și să îi se aplice tot felul de, eu știu, lucruri care nu sunt corecte. Lumea pleacă pentru salariu, pentru bani mai mulți. Pentru asta pleacă omul. Dar puteți să le oferiți și după nu sunt motive. Sunt la primărie care are salariul cel mai puțin. Doamne. Eu am făcut... Deci noi... Mă lăsați să vorbesc? Vă rog frumos. Ai vorbit? Stai liniștit. Deci, încadrarea personalului se face în baza legislației și nu poți sări din reguli. Cine crede că poate să sară din reguli, se înșală. Și vă dau un exemplu scurt. Orice creștere de salariu la control este automat imputabil. Și îl plătești și cu penalități. Deci nu se joacă nimeni cu banul public. Și când e vorba de salarii, sunt foarte atent monitorizat. Să ne înțelegem foarte clar. Deci nu e vorba că cineva nu dă salarii. Trebuie să ne încadrăm într-o anumită grilă legală și nu cred că primarul e atât de nebun
să nu acorde un drept atunci când omul îl are. Are, da. Este exclus. Pentru că intri în segmentul celălalt și este foarte grav. Dar externalizare nu înseamnă că am dat primăria și se duce la Xulescu. Nu. Se face prin la chestie publică și se apodată. Deci la vedere, transparent. Semnătură. Există semnătura mea în asta, cum spune, la trezorerie, obligatorie ca principiu, ordonatorul general de credite. Cel care va întocmi va semna și el alături la partea de contabil, că trebuie să semneze, și trebuie să meargă treaba înainte, obligatoriu. Nimeni din primărie nu poate să continue activitatea din următorul considerent. Nu e pregătit să fie contabil. Deci a fi contabil presupune pregătire. Cine nu este pregătit nu poate să-și asume asemenea responsabilitate legală. Dacă acum ne chinuim și cu ajutorul fostul contabil și cu ajutorul celor din interior de aici ca să mișcăm lucrurile, am făcut-o cât s-a putut. Trebuie să găsim formule în așa fel încât să rezolvăm, să intrăm ușor-ușor într-o funcționalitate firească. Deci, asta este. La capitolul încălzire la biserică. A spus că nu au fost invitați, nu sunt invitați. Ba, sunt invitați toți. Dacă vă amintiți, eu în permanență am invitat pe cei care sunt în Consiliul Local, că e evenimentul cu tare sau nu știu ce. Acum, noastră știu că nu prea frecventați biserica și mai mult mergeți la fotbal. Asta e o altă chestiune. Deci, dar asta nu înseamnă că noi nu suntem deschiși față de toți, indiferent de apartenența politică, să nu știu. O altă treabă. Vă mai spun ceva. Cu pompele de căldură. Domnul consilier. Partea tehnică. Nu stabilesc nici eu, nu stabilesc nici dumneavoastră. Partea tehnică o stabilesc cei care sunt în măsură să o dea. Clar. Deci faptul că trebuie și o încălzire suplimentară, cum a spus, de acord, dacă se justifică tehnic și proiectantul spune, 100% suntem de acord. Deci, noi, ca și beneficiari, zic eu că am putea să ne mândrim că în Comuna Urechești se implementează un proiect de energie verde care este, să spunem, absolut necesar, pentru că vizează și alte instituții, cum e și dispensarul, cum e și primăria, cum e și căminul și tot ce este acolo. Și nu cred că ar afecta cu cine știe ce efort bugetul local mai mult decât îl face acum. Deci mergem pe componente și de încălzire, dar și de energie electrică regenerabilă. Da? Prin celule fotovoltaice. Cam asta ar fi. Foarte bine. Vă mulțumesc. Da. Pe atunci să propunem la vot proiectul de hotărâre ca să nu... Nu? Da. Cine? Ah, Nea Dogara? Vrei să te înscrii? N-am văzut mână. Da, nu mai văzut. Da. Da. Domnule, m-ar vrea să știu și eu câte posturi scoatem la concurs de fapt, acum. Vă răspund. Că era problema și postul de la bibliotecar. Îi trecem pe toate la concurs acum? Nu scoatem la concurs, vă spun acum. Deci la concurs în momentul de față este scos postul de... Contabil? Nu. Nu. Este scos postul de femeie de servicii. Concursul va avea loc pe data de 7. De ce în avans, domnul secretar? De 7. Ce vă exprimați în avans? Deci, vă rog, la concurs participă cei care doresc, care întrunesc condițiile, merg mai departe, care nu. Există un număr important de aspiranți la funcția de femeie de serviciu. Agent. Mai mult decât mă așteptam eu. Femeie de serviciu, orice primărie. 4, 5, 6, 7. Mai un pic ca să răspund. Da. Deci, e chiar surprinzător. Deci e mai simplu să fii femeie de serviciu decât să-ți asumi răspunderi de alternativă. Sunt înscrieri. Așa. Înscrieri. Bun. Sunt vreo 6 înscrieri, dacă mi-amintesc eu. 6, nu știu. Și... la momentul când se va petrece, așa vom vedea care sunt cei care vor rămâne în cursă și care va câștiga, asta este. Câștigul e la, în rest, prima sau... O să scoatem
Băi, ai un pic ca să răspundă cu domnul Vasile. Băi, am vorbit când voi ați vorbit. Nu, m-a zis că... Hai să fim civilizați și cu părere și ne respectăm unii pe alții. Am tăcut, v-am ascultat. Ce să mă ascultați? Că asta e regulă. Dar nu fac, nu știu, comentarii. Bun, haideți mai departe. Concursul pentru alt post nu există. O să fie scoasă la concurs postul de consilier, asta de care vorbeam acum, cu executările. Urmând ca imediat să scoatem și cel de contabil, așa cum spuneam mai devreme, pe ideea să aduce pe cineva care să fie cu adevărat contabil primăriei și să poată să meargă mai departe activitatea pe componenta administrația noastră internă. Da. Cam asta este. E cam asta. Domnul Vasilică, o secundă. Domnul Vasilică, mi-ați zis ceva? Nu, o întrebare. La postul respectiv de executățile tehnologice. Dar încă nu-l scoate. Atunci vorbim atunci. Trebuie să fie neapărat să fie lucrat în domeniu. Cum vede atunci? Dar nu are interesat postul respectiv de asta. Deci consilier presupune experiență, consilier superior, practic, presupune experiență, nu presupune debutant. Debutantul e începătorul, consilierul cu experiență, consilierul superior, este treapta superioară a profesiei respective. Presupune experiență, deci anterior să aibă vechime activitate. Vă mulțumesc. Mai haideți că deci, dar numai inime. Nu mai să supunem la vot proiectele? Nu, vreți să propunem altă sumă pentru 20.000 de lei și la biserică? Sau cred că s-a în urma unui de faci un proiect, numai de vis, vreau să zic. Hai, îi dăm anul ăsta, nu până în Crăciun, sau... Nu dăm la oameni, unde promite și să-mi dăm la oameni, nu că asta zic. Hai să instalația. Nu numai unui de vis, atunci... În baza de vis. Ok, 190 de vreo. Nu depășim limita cerută, vrea să fie clar. Mai puțin poate să fie, să depășească suma... Mai rămâne pentru legi. Pentru, haideți pentru biserică să propunem, sau toată odată, da? Toată odată. Deci s-a discutat și la biserică. Adică nu vreau să... Nu, toate că eu am două puncte care nu o să votez. Nu? Deci, hai să luăm haideți, na, haideți să... Pentru biserică. Pentru biserică. Cine e de acord pentru biserică? Biserică. Aici e o problemă că noi votăm pentru biserică, după părerea mea. Să nu votăm suma, să votăm că suntem de acord. De acord, da, da, asta s-a propus. Deci, da, asta s-a propus. Deci pentru biserică votăm și suntem de acord cu solicitarea biserice, dar nu suma. Suma se stabilește în funcție de cheltuielile care se fac. Da, da. Deci, dar să nu depășească solicitarea lor. Da, să nu depășească solicitarea lor. Deci, corect, domnul secretar, o să specifice acolo, da, că s-a deci votat să, și... să faceți această menționare, pentru că s-ar putea înțelege altceva, că noi am aprobat 20.000 de lei și s-ar putea să cheltuiască 250 sau s-ar putea să cheltuiască 120 sau... Deci pentru biserică, domnul secretar, ați notat, da? Stai că n-am notat. Pentru... Așa. Deci referatul privind rectificarea bugetară, eu cum scârtie aici, da, pentru școală. Cine este pentru? Așa. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate. La sistemul de încălzire la cei. Da, era ceva și studii. Era ceva cu drumurile. Nu, nu, nu. Deci, eu cum o scrie aici, da. Deci, sunt două, dar e aceeași chestie. Pentru sistemul de încălzire studiul ăsta, da? Da, două. La încălzire sunt două. Și pentru... Deci, asta care l-ați citit este pentru sistemul de încălzire. Da, da. Sigur, sistemul pierdă, că fie cu încălzire. Da. Privind aprobarea, deci proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico, deci aceeași chestie pentru, nu? Nu, sau e separat, nu? Modernizarea drumurilor, da.
Deci sunteți pentru... La drumuri, da. Acum să... Da. La drumuri, da. Cât mai zic. Deci, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcție. Cine este? Împotrivă. Împotrivă? Abține? Deci împotrivă sunteți, da? Da. Da, deci proiect de hotărâre privind aprobarea externalizării serviciului de contabilitate. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Două, patru. Deci, acestea au fost... Deci, ședința... Abia o întrebare. Grăbesc, domnule. Nu, e simplu, e repede. Era ceva pe social în care putem să chemăm o doamnă la social. Vreau să știu că nu s-a primit cu handicap în alte 3 luni de zile pensia, salariul. Indemnizația. Asta, ce se întâmplă cu DGA? De 3 luni de zile n-am mai primit care au de gradul 1 de... la Lunga Dochii 1, satul nou. Haideți ca să vă explic. Adică să știm... La social, sumele pe care statul le-a trimis au fost total insuficiente. Chiar au făcut o adresă ei către noi prin care spuneau că deocamdată nu estimează data la care vor trimite banii. Și eu am spus cam în felul ăsta. La prima rectificare bugetară pe care o vom avea pe bugetul nostru administrației locale, și eu zic că o să fie luna asta tot într-o ședință extraordinară, deci extraordinară și nu cea de la sfârșitul lunii, vom aloca bani de la buget pentru a le acorda unor sumele de care au nevoie și care sunt și de fapt și restrânse. Deci cu siguranță că în câteva zile, sper eu, poate o săptămână, eu știu să văd, în funcție de cum intră banii, vom face o ședință urgent, o rectificare bugetară și o să le alocăm și lor suma necesară ca să-și primească indemnizațiile. Da, ca să știți.